Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de azi o să fiu adoptată de familia Squid Game și va trebui să dovedesc că sunt demnă să fac parte din familie. Așadar, hai să vedem aici toată susținerea voastră apăsând butonul de like, subscribe, clopoțel și să înceapă o mare distracție doar pentru voi! Dragă, mă gândesc să ne întemeiem o familie, să adoptăm un copil! Ok, de acord, dar trebuie să fie neapărat bun la Squid Game, să câștige Squid Game! Bineînțeles, dragă! O să ne asigurăm că noul nostru copil o să fie cel mai bun din toate timpurile la Squid Game! Mai târziu, în aceea zi! Green light! Mergi, mergi, mergi! Red light! Of, m-am oprit la timp! Ce mă bucur! Ei, nu mă risc, era să mă prindă! O să câștig! Nu se poate că tu să câștigi! Eu o să câștig! Ba nu, eu o să câștig! Green light! O să câștig! Ba nu, eu o să câștig! Red light! Green light! Yay, mă descurc excelent! Red light! Wow, am oprit! Oh, nu, am căzut! Hei, Maya, ai căzut? Foxy, ai câștigat! Yay, am câștigat! Nu vine să cred! Wow, ce tare! Ce am câștigat? O să fii adoptată! Ce? Stai! Am câștigat un joc și o să fiu adoptată? Ura! Nu vine să cred! Cum se poate întâmpla așa ceva? Ți-am zis, Maya, știam că o să câștig, sunt cea mai bună la acest joc! Ce ciudat! Să fiu adoptată doar pentru că am câștigat un joc? Nu știu dacă adopția ar trebui să funcționeze în felul acesta. E super ciudat, dar mă bucur că o să-mi găsesc părinți. Hei, nu e corect! Și eu am vrut să fiu adoptată! Ui. Bună! Este cineva aici? Am venit să adoptăm! E gata copilul pentru noi? L-ați pregătit? E gata? Ce zici, dragule? O fi gata copilul nostru? Sper că da, draga mea! Hai să vedem! Ia, uite! Uite, bună ziua, bună ziua, bună ziua! Ce faceți? Unde ne este copilul? Ne-ați pregătit copilul? Da! Am o copilă câștigătoare pentru voi! Se numește Foxy, este fetița blondă de acolo! A trecut toate testele? Toate. Haide să o vedeți. Vino, dragule, să o vedem. Hai să vedem cum arată fetița noastră. Oh, dar ce drăgălașă este. Parcă e așa perfectă și frumoasă. Așa-i? Da. Mulțumesc. Îmi pare bine de cunoștință. Gen, voi o să fiți părinții mei? Nu vine să cred că o să am părinți atât de rapid. Nu mă așteptam. Uită-te puțin la ea. Ce zici? Este totul în regulă? La ce se uită? De ce se uită așa la mine? Eu zic că e perfectă, dragule. Zic să o luăm, nu? Da. Ok, deja mă simt ciudat. Niciodată nu m-a făcut nimeni perfectă, dar pot să zic că sunt aproape perfectă, deci accept complimentul. Bine, hai să o luăm, dragule, să mergem cu ea acasă. Ce? Deja? Nici nu mă cunoașteți prea bine și deja vrei să mă luați acasă? Wow, ce tare! Da, să o luați și să nu o mai aduceți înapoi. Da, clar, o luăm și nu o mai aducem. Niciodată nu o să o mai vedeți la centru de adopție. Ei, stai puțin! De ce vrea să scapă de mine? Chiar așa rea am fost? Ei, mă simt prost, cum adică? Să nu mă mai vadă niciodată, dar ce i-am făcut am supărat-o așa? Bine ai venit acasă, Foxy! Bine ai venit la noua ta casă! Wow, ce casă frumoasă! Și aveți aici o grămadă de jocuri și mai e și
Păpușa aia ciudată care se uită la mine și nu se mișcă, dar în rest e frumos aici la voi, îmi place, e foarte interesant. Și da, e o grămadă de loc să mă joc, foarte, foarte frumos. Bine, păpușa aia e ciudată, e puțin creepy, dar nu-i deloc dubios dacă e. Și cred că o să am o grămadă de activități de făcut aici, deci probabil că nu o să mă mai plictisesc niciodată. Înainte de a intra în casă, trebuie să-ți schimbi hainele. Ok, Jen, dar hainele mele ce au? Că sunt frumoase, sunt roz, așa, cu alb și eu arăt foarte bine haine roz. Dar stai puțin, voi aveți ceva dress code sau de ce trebuie să mă schimb aici? Wow, ce accident! Aoleu, ce se întâmplă aici? Nu mai înțeleg nimic! Trebuie să te îmbraci eu ca restul familiei! Adică cum? Ca mami și ca tati? Da, normal! Ok, nu știu dacă vreau să arăt fix ca mami și ca tati, adică... Ok, dacă trebuie, o să mă îmbrac ca mami și ca tati. Draga noastră, ea o să fie stilistul tău. Acestea sunt hainele tale și de fiecare dată când ai nevoie de haine noi, o să-i ceri ei, bine? Oh, mă gând, nu vine să cred, am stilist propriu! Ce tare! Nu vine să cred. Acum putem intra în casă, mami? Da, sigur, haide. Ok, da, voi aveți și măști, arată așa fioros, într-un fel. Wow, asta este camera mea, deci camera mea este chiar drăguță, casa asta este foarte drăguță. Wow, e cineva la fereastra mea, cine poate fi la fereastra mea? Cred că e Michael Myers, ăsta cred că e un criminal vestit în America. Wow, nu vorbesc cu tine, am văzut filme despre tine, nu este bine să vorbesc cu tine. Pleacă de la fereastra mea acum, pleacă, am zis. Calmează-te, fată, vreau doar să văd știrile, nu o să te rănesc. Ok, Jen, nu mă rănești? Nu, asta se presupune că faci tu, adică nu ești tu omul cel rău? Nu, doar am nevoie să văd știrile. Ok, deci la câte filme s-au făcut despre tine, te-ai fi gândit că Michael Myers are bază și cumpere un televizor? Hai să ne uităm la știri! Breaking news! Am primit mai multe rapoarte despre persoane care au fost răpite în tot Roblox-ul. Aparent... toți acești oameni au semnat să fie luați de unii costumați roșu. Tot ce știm este că acești costumați fac parte dintr-o organizație numită The Squid Game. OMG! Asta sună atât de periculos! Hei, domnule criminal! Se pare că sunt... unde-a dispărut, Jen? Ok, pentru o secundă ai dispărut, am crezut că te-ai dus de tot. Așa, deci cum ziceam, la știri o zis că sunt o grămadă de criminali nebuni ce răpesc oameni de peste tot. Ce? Nu! Știu, este de speriat, așa-i? Nu-mi vine să cred că cineva mi-a luat jobul, să nu se pună cu mine. Ok. Ar fi bine să dispăreți. Bate cineva la ușă. Să mă duc să văd cine bate la ușă. Intrați, e deschis, mami, tati. Puteți intra că este deschis. Mami, tati, intrați. Mami, tati, de ce arătați așa? De ce aveți măștile alea așa creepy pe față și... de ce aveți arme? Mami, tati, e totul în regulă? Cu cine vorbeai? Păi eu nu vorbeam cu nimeni. Cum aș putea să explic că vorbeam cu un criminal la geamă? Nu pot să explic treaba asta, deci...
Nu, cu nimeni, cu nimeni, mami. Nu vorbim absolut cu nimeni. Suntem toți noi, stai liniștită, nu te speria. E super ciudat ce se întâmplă. De ce arată mami și tati în halul acesta? Hai să vedem ce au decis. Voiam să te întreb ceva, te distrezi locuind cu noi? Da, la început a fost puțin ciudat, din să recunosc. Dar a început să-mi placă pentru că mă joc la topogan, mă joc cu păpușa Creepy, mă joc Red Light, Green Light și e chiar distractiv și mă și pricep. Deci îmi place la voi acasă. Oh, perfect, perfect, noi iubim să te avem aici. Da, super. Și ce facem? Ne mai sucăm în continuare? Păi acum trebuie să te introducem în afacerea familiei The Squid Game. Oare unde am mai auzit eu numele acesta? Vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Dacă doriți să vedeți și partea a doua din adoptată de către familia Squid Game, să scrieți acolo neapărat în comentarii și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați, să dați mare like, subscribe, clopoțel și toate cele bune, să-mi lăsați în comentarii cu cine mai vreți să fac episoade, de ce nu, orice idee este bine primită. Să aveți o zi frumoasă ca și voi! Pa, pa!